Primarul Comunei Slivilești, Sorin Bucurescu, și afaceristul Mihai Râmescu au fost reținuți aseară. Dosarul în care aceștia sunt anchetați vizează modul în care s-a făcut exproprierea familiei afaceristului Râmescu de fosta Societate Națională a Lignitului. Edilul Comunei Slivilești este acuzat că nu a aplicat amenzi pentru lipsa de autorizații la o casă modernizată fără avizele legale și care ulterior a fost cumpărată de SNLO. Primarul s-a declarat nevinovat, dar a acuzat interese ale unor persoane pentru a-l aresta. Sunt total nevinovat, să presupune, să interpretează decretele domnul procuror că nu aș fi dat amendă pentru construirea unei locuințe în satul Ștucan, locuință ce aparține în momentul de față în urma unui act de donație domnului Râmescu. Știam că se va ajunge aici, am văzut acest dosar, vreau să vă spun că a fost la Craiova, domnul notar a primit neînceperea urmăririi penale, clasare, după care a venit la parchetul Motru, iar în momentul când a venit la parchetul local Motru a fost cerut intenționat de către domnul procuror Grecu, a fost cerut la parchetul local Târgu Jiu, pentru ca dumnealui să cerceteze acest caz. Aseară, în timp ce aștepta decizia procurorilor, omul de afaceri Mihai Râmescu s-a declarat hărțuit de oamenii legii, care îl cercetează de mai bine de 2 ani și a acuzat, la rândul lui, interese ale unor persoane pentru arestarea sa. De 2 ani jumate, pe toate domeniile, tot mi se fac verificări, anchetări și poate o ieși ceva odată. Gândiți-vă că dacă în 2 ani jumate aș fi greșit cu ceva, le era foarte ușor. Dar atâta timp cât chem și anchetez zeci de oameni pentru un lucru care l-a făcut sute de familii din satul Știucani și din alte localități, dar când faci o anchetă, se vede de la un kilometru că este cu un interes aparte. Și văd că interesul aparte este la ora actuală al anchetatorului. Normal, Slivileștiu și satul Știucani aparține de parchetul de pe lângă judecătoria Motru. De ce sunt chemat la judecătoria Târgu Jiu? Trageți singur concluzii. Primarul din Slivilești, Sorin Bucurescu, este acuzat de abuz în serviciu, iar Mihai Râmescu de instigare la abuz în serviciu, fals și uz de fals. Procurorii au cerut azi mandate de arestare de 29 de zile pe numele celor doi, dar instanța a dispus arestul la domiciliu în cazul lor.